În săptămâna premergătoare sărbătorii nașterii Domnului, înalt preasfințitul părinte Irineu primește grupuri de colindători din cuprinsul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Printre cei care au colindat deja s-au numărat copii, tineri, monahi și clerici. Ieri și astăzi, colindători din județele Alba și Mureș au venit la centrul eparhial din orașul Marii Uniri pentru a vesti bucuria nașterii Mântuitorului Hristos. Urăm la mulți ani! Veste bună să vestim cu toți, să ne veselim că s-a născut pruncul sfânt în greșe de obitocească, pe noi să ne mântuiască! Când auzim cuvinte ca acestea, lerui Doamne ler, florile d'albe sau Domnului Domn, ne simțim transportați în lumea de miracol a sărbătorii de Crăciun. Totodată, noi intrăm în comuniune cu strămoșii noștri care au compus aceste colinde și le-au dat melodii adecvate. Colindele se înscriu printre dovezile istorice, concrete, ale existenței noastre aici. Ele au perpetuat din generație în generație, pe înțelesul poporului, învățătura creștină și au transmis-o prin viu grai în melodioasa limbă românească. La final, înalt preasfințitul părinte Irineu le-a oferit daruri colindătorilor și le-a vorbit despre pregătirea pentru praznicul nașterii Domnului.